Salutare, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit la un nou tutorial. Bună, dragii mei! Bine ați venit la mine pe canal! Dacă nu ați mai fost aici, vă invit să vă abonați apăsând butonul roșu de dedesubt de subscribe, astfel încât de fiecare dată când voi posta un videoclip nou pe canal, veți fi notificați. De asemenea, dacă vă place să tricotați și să croșetați, dați un like acestui video, da? Dragii mei, am descoperit o metodă nouă de cum să înnozi două geme, mai ales mă refer la firele subțiri, pentru că vine vara și normal că toată lumea, sau mă rog, cele care tricotează și croșetează, o să lucreze cu fire mai subțirele, mai finuțe și de multe ori apare această problemă cum unim două geme, astfel încât să fie cât mai puțin vizibil, mai ales că la firele subțiri se vede destul de pronunțat orice nod sau orice îmbinătură între două capete. Eu, uitați, vă arăt aici ca și exemplu, eu am înnodat două geme, unul alb și unul negru, ca să vă dați seama de finețea acestui nod. Este un fir foarte, foarte subțire, acest fir se lucrează cu croșetă numărul 1 și vedeți că nodul este aproape invizibil, da? Nu, decât trebuie să te uiți cu mare atenție să-ți dai seama că aici este un nod. Pentru a vă arăta un exemplu cum se face acest nod, eu am să folosesc un fir mai gros ca să ne fie mai simplu și mai ușor să vă fac demonstrația. Aici am niște bumbăceli mai grosuți de două culori diferite. Da? Uitați, aveți un capăt, un nod aici. Această metodă mi-a trimis una dintre abonatele mele un videoclip în care apărea această metodă printre altele. Și m-am gândit să o împărtăș și cu voi și să vă explic, pentru că videoclipul era în limba rusă. Iar m-am gândit că pentru cele care nu cunosc limba rusă sau normal că nu urmăresc tutoriale în această limbă, să vă fac odată o traducere, doi o demonstrație și trei un mic sfat, idee, cum să înnodați două capete. Bun! Da, deci astea sunt cele două capete. Eu această metodă v-am arătat-o și în vlogurile cu rochița croșetată, numai că nu toată lumea croșetează rochița și atunci am decis să fac acest videoclip separat, da? Aveți două capete. Cum procedați? Luați capătul din dreapta, să zicem, și faceți un nod în jurul firului MOV, da? Vedeți? Deci l-ați prins așa și faceți un nod simplu aici. Da? Practic înconjurați firul din stânga. Cu același lucru îl faceți și cu firul MOV. Îl înfășurați în jurul firului galben, da? Și legați cu el practic firul galben, da? S-a înțeles? Deci aveți două noduri, da? O dată în dreapta, o dată în stânga. Da? Acum ce faceți? Trageți foarte, foarte tare de fir. Extrem, extrem de tare. Depuneți cât de mult efort puteți, da? Nu se întâmplă nimic. Bun. Dacă firul este mai finuț, bineînțeles să nu îl rupeți. Și acum, după ce ați înnodat bine, bine și ați tras de fir, puteți să tăiați aceste capete chiar de la baza fiecărui nod, da? Să nu vă fie frică, nu se desface de nici o culoare. Această metodă eu o testez deja de 2-3 luni, lucrez cu ea, de când m-am mutat pe fire subțiri și lucrez cu fire subțiri, eu tot lucrez cu această metodă, da? Și o folosesc. Și vedeți, dacă trag, nu iese nimic și trag, vedeți că depun destul de mult efort, nodul rămâne astfel invizibil, foarte, foarte mic și foarte discret. Bineînțeles că acum, fiind două culori diferite, se observă, dar dacă ar fi aceeași culoare, credeți-mă că nu se vede nimic. Și puteți să lucrați astfel în
continuare liniștite, da? Repet, această metodă este recomandată în special firelor subțiri, da? Doar că am făcut demonstrație pe un fir gros să fie mai inteligibilă, da? Vă mai arăt odată rezultatul de la aceste fire. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a fost util acest videoclip. Vă doresc o zi nemaipomenită și vă aștept de două ori pe săptămână la mine pe canal, cu marțea și vinerea, când postez videoclipuri noi, ocazional, și joi. Vă pup! O zi bună! Pa, pa!